Chiar dacă sunt minoritari într-o țară care ocupă unul dintre primele locuri din Europa din punct de vedere al numărului celor care se declară agnostici, atei sau nu practică vreo formă de credință comunitară instituționalizată, românii ortodoxi din Suedia trăiesc perioada postului mare aproape ca acasă, participând la slujbe de fiecare dată când programul le permite. Ieri, în prima parohie românească înființată în Stockholm, Suedia, Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit ieri prima sfântă liturghie a darurilor înainte sfințite din acest post în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre originea și specificul acestei slujbe. Iată, atotmilostivul Dumnezeu ne-a învrednicit să fim părtași la prima liturghie a darurilor mai înainte sfințite în acest post mare și mă bucur că s-a săvârșit la ceas de seară, așa cum se va săvârși și de acum înainte în această perioadă binecuvântată a postului. Putem să venim cu și mai multă nevoință ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dar mai înainte de toate, să primim iertare prin slujitorul altarului de la Mântuitorul Iisus Hristos, Arhiereul cel Veșnic. Și mă gândesc la marii părinți duhovnicești, care atunci când primeau mărturisirea penitenților, plângeau ei înșiși cu lacrimi pentru păcatele celor care îi spovedeau. Și recunoaștem, scump frate și scumpă soră, că atunci suntem adevărați când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință. Așadar, să ne plângem păcatele neîncetat și să-L rugăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în prag de Golgota și în înviere, să ne spună și nouă, așa cum i-a spus tâlharului pocăit, răstignit de-a dreapta sa, astăzi vei fi cu mine în rai. Zilele următoare, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie va vizita mai multe parohii românești din regatul Norvegiei.